Dar autorii, cei care cer sprijinul statului, pentru că o duc greu că sunt autori și către, să mă ierte Dumnezeu, aici e o afacere individuală, scrisul și autorlicul. Aici relația este autorului cu agentul și cu, și cu editura. Dacă întreabă asta, între relația dintre autor și editură, intervine statul, e nenorocire. Adică este un abuz și strică această întrecere pe piață. Iată că intervine, dar intervine numai deoparte, adică intervine dezechilibrând balanța undeva. Domnule, dacă un autor român nu reușește să aibă cititori în România și el trăiește fiind ajutat la tiraje de cărți, tiraje care nu se vând, aici este... Spuneați, iertați-mă, spuneați la expoziție despre acei 96 de pictori din 100 de artiști plastici care spuneau, domnule, eu pictez de dragul, de fac artă pentru artă, păi nu mă interesează părerea publicului. Să știți că din cei 1000 de scriitori români care cer ajutor de la stat, 950 spun că eu scriu de dragul scrisului, nu de dragul publicului. Nu mă interesează publicul dacă mă... Păi dacă era interesat, scrie pentru un public. Ei să nu spună că publicul e prost. Ei să spună altceva, că sistemul român de promovare, de valorizare a operei de artă și a literaturii e deficient încât cartea nu ajunge la publicul ei. Nu există carte bună în România ca să n-aibă virtualmente un public de 2-3 mii de oameni. Numai că nu ajunge. Problema este nu că nu se tipăresc cărți bune, nu că publicul este prost, ci că sistemul de distribuție n-a găsit încă un investitor astfel încât să-l construiască cum trebuie. În momentul de față există un om luminat care a pus la punct o rețea de librării, de librării Diverta se numește, a împânzit toată țara și care duce, distribuie cum trebuie, dar și acolo există, cum se spune, competiții între cărți. Cărțile se bat între ele, domnule, ca și oamenii. Da. Adică binele nu e ceva absolut. Bine înseamnă că îl dai deoparte pe altul și tu ești mai bun. Adică nu înseamnă că tu, că ești bun, îl recunoști pe ăla. Hai să fim serioși. Totul este până la prețul cărții și la vânzarea ei, nu? Eu îl respect pe cutare autor că e bun. Da, doar nu o să mă nec pe mine să spun, da, e mai bun pe mine, să îi meargă el. Care poate? Adică există o direcție în lume pe care, la care trebuie să ajungem? Adică noi trebuie materie de cultură peste 30 de ani să ajungem undeva? Nu. Se alege direcția în funcție de cum se... În momentul în care eu, Tudor Octavian, am publicat numai cărți pe care mi le-a subvenționat niște particulari sau cărțile de artă au fost niște oameni pe care au interesat să apară și mi le-au subvenționat, chiar și Ministerul Culturii, Guvernul României la un moment dat, iar cărțile de literatură mi le iau editură, mi le vinde, ei plătesc banii, nu e o problemă să vând 1500-2000 de exemplare. În momentul în care un coleg de-a meu spune că el este mai deștept ca mine pentru că nu vinde cărți, eu nu mai am discuții. Adică dar că el primește o subvenție la Ministerul Culturii ca să-i se tipărească această carte, asta este, nu e o dramă, este o rușine. Adică într-o competiție corectă, bărbătească, vine cineva și păi da, și dumneata primești subvenție. Păi eu îl convenc pe ăla să devină om de cultură, să dea bani, să-mi apară cartea de artă. Nu să, eu nu cer bani de la Ministerul Culturii. Dacă eu vreodată, iertați-mă această trufie, aș ajunge în situația să mă duc la Ministerul Culturii să-mi dea niște bani ca să-mi apară o carte, eu spun, gata, eu nu mai sunt autor. Eu am terminat-o cu literatura și cu scrisul și cu... Pentru că nu se poate să lucrez cu două criterii diferite. Veți spune așa, dar și în Franța există cărți subvenționate, edituri subvenționate de stat. Aia e politica statului. Nu e ciubucul unui autor. Și să știți că acolo motivația unor fonduri este foarte strictă. Adică e vorba de o politică, sigur că da, apar tot felul, că e așa, că e homosexual, că e un grup de interese, că este un anume etnie. Peste tot în lume există aceste jocuri. Dar aceste jocuri sunt totuși compensate de o politică de minister pentru echilibrare. De pildă, vă dau un exemplu, universitățile americane dau burse. O proastă din România care a obținut o bursă în Canada spune, știi ce bine e în Canada, că îți dau niște bani, nu te verifică după asta ce ai făcut cu ei, te lasă să fii liber. Știți, eu am încercat să scriu un roman, am luat bursa aceea, nu mi-a reușit, dar ei nu-mi fac nimic. Ba da, nu-ți mai dau a doua oară. Și nu-ți mai dau a doua oară, nu universitatea aceea, nimeni.
Adică ea făcea elogiu faptului că fiind, ea a ciupucit pe ea. Da, unui mic ciubuc, unui mici... Adică i-am păcălit. Da, păcălit. I-am păcălit și mai păcălit câteva și eu îmi fac rolul meu, îmi scriu ce vreau eu. Da, asta este, știți că până la urmă e în... Și acolo sunt oameni care toată viața trăiesc din... E în firea românului să ciubucărească. Nu, și acolo există foarte mulți care parazitează niște bunăvoințe ale statului. Că în America, de exemplu, se dau foarte mult bani pentru... Iertați-mă numai puțin, de vreo 3 ani de zile un gorjean de-al nostru, vorbim de Marius Marian Șolea, a început această bătălie cu demascarea mânărilor de pe la minister, cu toată lupta asta. Foarte puțini i-au stat alături și nu numai din cultură, ci și din presă. Am înțeles cam care au fost mecanismele care au stat la baza acestei povești. L-am rugat să intre în direct cu noi. Marius Marian Șolea, bună seara! Bună seara și distinsului tău invitat. Da, discutam mai devreme cu domnul Octavian Tudor și cred că ai auzit că a spus și domnia sa că a citit cu mare atenție cele 1000 de pagini din Ministerul Groazei. Am muncit cu cele 1027 sau câte Ministerul sunt de pagini. Mi-a dat prigoană cartea. I-am luat-o lui prigoană, a spus, dă-o încoace că mă interesează să văd cum funcționează instituția pe dinăuntru. Da, este o experiență intelectuală nefericită și pentru mine și bănuiesc că măcar pentru cititor. Domnul Șoalea, iertați-mă, tot ce faceți dumneavoastră este stimabil. Numai că intrați într-un tip de război care ar presupune și un tip de viclenie, ori dumneavoastră nu aveți. Aici, cu acești oameni nu se lucrează numai direct. Dumneavoastră ați ieșit la un fel de război direct. Eu vă spun în față, eu am dreptat. Acolo oamenii ăia își apără, iertați-mă, își apără mediocritatea, își apără lașitatea cei mai mulți. Am fost de 3 ori în minister cu o chestiune și de fiecare dată, la orice oră m-aș fi dus, doamna la care ar fi trebuit să mă duc era la masă. La orice oră mă duceam. Iar ultima oară când m-am dus, m-am ambiționat și am găsit-o acolo, m-a primit mâncând. Știți foarte bine, scuzați-mă, vă întrerup și îmi cer scuze, știți foarte bine că stresul generează foame. Bănuiesc că din cauza stresului mânca așa mult. Da, stresul generează foame. Dați un pic mai tare, vă rog, de legie telefon. Da, aveți dreptate. Dom'le, dar eu mă dusesem acolo cu o treabă foarte serioasă și ea stătea și mesteca în fața mea. Și am spus, nu vreți să vă opriți de mestecat, ce mama dracului, adică... E o chestiune elementară. Intru pe ușă, mă întreb ce vreți, domnule, care e problema? Iertați-mă, v-am întrerupt.